Andreea Bălan a fost operată de urgență după ce a ajuns pe mâna medicilor cu dureri groaznice de burtă. Deta a fost transferată pe masa de operație în mare secret. Încă soțul ei, George Burcea, încearcă să ia legătura cu artista, lucru imposibil până în acest moment. Vestea că artista a fost operată de absces abdominal, o afecțiune pe care medicii au înlăturat-o rapid prin intervenție chirurgicală, laparoscopică, a cutremurat showbizul. Multe voci au spus că George Burcea, soțul vedetei, nu i-a fost alături în aceste momente și a ignorat cu desăvârșire întreaga situație. George Burcea a mărturisit că ultima conversație cu jurata Te cunosc de undeva a fost înainte să ajungă în spital, discuție în care îi cerea să vină la fete doar cu testul COVID-19 făcut, altfel nu-l primește. Ulterior, Andreea Bălan nu i-a mai răspuns fostului partener de viață, același lucru întâmplându-se și cu restul familiei. Actorul încearcă de zile bune să ia legătura cu artista sau cu mama ei, inclusiv cu Bona, doar că nu i se răspunde la telefon. Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și Bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns. I-am scris și Andrei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi spună nimic. Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit, mi-a zis să-mi fac testul COVID după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns. Am aflat din presă la rândul meu ce s-a întâmplat. Nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău, a dezvăluit acesta.